Iar astăzi vom discuta despre dezlegarea de păcate și situațiile în care o persoană nu poate primi dezlegare de la duhovnic. Sărutuna, Părinte, bine ați revenit în studioul Doamne nostru. Doamne ajută, mulțumim și îi mulțumim celor ce au răbdare să ne asculte și spun și eu ca întotdeauna, cu folos duhovnicesc să fie. Există vreun păcat atât de mare încât să nu poată fi dezlegat? După învățătura Sfintei Scripturii și după marea bunătate a lui Dumnezeu, n-ar exista pe pământ vreun păcat atât de mare încât să nu poată fi dezlegat, numai cu condiția în care omul refuză îndreptarea, pocăința și starea de normalitate. Adică dacă el stăruiește să rămână în păcat și să nu arate îndreptare, atunci bineînțeles că nu va putea primi nici iertarea. Adică condiția principală, noi avem o mântuirea în cartea de dogmatică, este privită din punct de vedere obiectiv și subiectiv. Ce trebuie să faci și ce ai putut face? Sau cât trebuie să faci și cum ai putut face? În primul rând, noțiunea de păcat înseamnă despărțire de Dumnezeu, ca să fie pe înțelesul tuturor. Azi am să încerc, m-am gândit de când v-am întrebat care e tema, m-am gândit așa, astăzi am să încerc să o fac pe a pedagogul și să învățăm pe mai mulți creștini care ne ascultă sau ne urmăresc cum să se spovedească. Noi de obicei când mergem la duhovnic îi spunem și verzi, și uscate, și bune, și rele. Trebuie să facem o diferențiere în primul rând între ceea ce înseamnă mă duc la duhovnic pentru un sfat, mă duc la duhovnic pentru Sfânta Părtășanie, mă duc la duhovnic pentru spovedanie, mă duc la duhovnic pentru o consultație într-o problemă, să spunem, mai sensibilă, să spunem, o decizie a vieții, o decizie de familie, o decizie de suflet, o decizie asupra copiilor, pentru că și acest lucru se discută uneori cu duhovnicul, dacă creștinul are încredere și vrea să discute, sau mă duc la duhovnic ca să stau de povești. Da, această carte am citit-o la Părintele Rafael Arhimandritu, un rus, un teolog extraordinar, mi-a plăcut enorm atitudinea. Spune că avea o ucenică care din început s-a dat foarte duhovnicească și la un moment dat a început plăcându-i că duhovnicul este sfătos și plăcându-i că duhovnicul îi place să stea de vorbă și să o asculte, își crea subiecte, își crea anumite motive să se ducă toată ziua să stea acolo să-l plictisească, până ce la un moment dat duhovnicul a început să pună pe cineva să spună că nu este acasă, că se odihnește, că e plecat, până ce ea, în subtilitatea ei, s-a gândit să-l urmărească, să vadă dacă iese de la chilie sau vine de undeva. Și când a văzut că iese din chilie și n-a fost primit, a spus așa, părinte, înseamnă că nu vă interesează sufletul meu? Și părintele i-a spus, orice discuție sau orice relație care devine obositoare sau agasantă, nu mai este relație duhovnicească. Când omul vine la spovedit, tu trebuie să simți bucuria că l-ai întâlnit. Omul când vine la duhovnic să simte bucuria că și-a întâlnit duhovnicul. Omul când vine la duhovnic să plece folosit și duhovnicul să rămână odihnit. De exemplu, în momentul când te-ai dus la duhovnic și stai 6 ore și uiți că trebuie să mai pleci sau... Mi s-a întâmplat și mie, de exemplu, de multe ori să-mi spună, părinte, vreau să rămân la urmă, că vreau să vorbim mai mult. S-ar putea să rămâi de tot la urmă, pentru că eu am și alte treburi. Scrie pe o hârtie ce probleme importante ai, ne dăm 5 minute deoparte, le-am discutat, să-ți dau soluția și mergi liniștit, pentru că povești de alea de taifas, nu cred că avem timp. În primul rând, nu permite timpul, nu permite slujba, nu permite orele care sunt puține, nu permite credincioșii care sunt mulți. Și atunci, sigur că e pentru fiecare acolo acordat 2, 3, 4, 5 minute da. Pentru o idee sau pentru ce sfat îi dai, câteodată chiar în fugă, spun, ca să nu plece omul nici să stea la cozi din alea infernale, acea, nu-i spun tradiție, dar poate obicei, de a-ți arăta o parte din grandoarea sau din vorba patriarhului Daniel, vedetismul, de a arăta tu ce coadă lungă ai la ușa ta și câte lume te caută, nu e o chestiune de duhovnicie. Duhovnicul bun rezolvă problemele și repede, și la obiect,
Și omul nu pierde vremea, omul intră în acțiune, pentru că Hristos ne cere să facem. Și primul scop pentru care un om se îndreaptă către duhovnic este creșterea duhovnicească. Duhovnicul este o lumină. Dacă mergi noaptea pe un drum și nu este bec, poți să calci într-o baltă, știi, înglozi, te uzi, murdărești pantoful într-un noroi, poți pica într-o groapă și te lovești, dar când ai lumină, tu vezi exact pe unii cărărușa dreaptă. Deci duhovnicul este un indicator a unei poteci duhovnicești care ea de fapt duce. Noi avem în postul mare o cântare care se cântă în momentul când începe postul mare, cărările mântuirii. De ce le spune cărările mântuirii? Mântuirea e una singură, calea, adevărul și viața, Domnul Hristos. Dar noi toți ceilalți 10, 15, 20 de mii de preoți cât sunt fi în țara asta și fiecare povățuiește un suflet, în raport de ce îl învață, fiecare om are cărărușa lui, care de fapt proverbul este confucianist, nu aparține neapărat creștinilor. Munții înalți nu se urcă în linie dreaptă, se urcă în serpentină. Deci tu găsești potecuța ușor, ușor, pe fiecare pisc, pe fiecare creastă, până ajungi în vârf. Nu poți să o iei direct din prăpastie în vârful, spunea înaltul Anania. Dacă ești pe vârful muntelui și prăpastia în stânga și în dreapta, nu te uiți în jos să n-amețești, dar și dacă ai ajuns în fundul prăpastiei, nu stai acolo șorbecăiești în întuneric să dea peste tine fiarele să te mănânce. Urmărește orice firișor de lumină să ieși la lumină, adică cauți lumina. Asta e rostul duhovnicului. Și pentru că vorbim de păcat, păcatul îi se mai spune fără de lege, sau îi se mai spune cădere, sau îi se mai spune alunecare, sau îi se mai spune derapaj, sau îi se mai spune poftă, sau îi se mai spune păcat săvârșit cu mintea, cu gândul, cu lucru, cu vorba, cu fapta. E o întreagă pleiadă de păcate care se citesc în cartea de spovedanie, numită moliftă. Unii spun, zice, părinte, nu mă pot spovedi că nu mi-ați făcut molifta. Obligat o faci dimineața, că o faci pentru 20-30 de oameni care s-au odărat odată și poate să apară unul care nu are. Dacă are răbdare să o asculte, da, eu vei citi și lui, dacă nu, care din binecuvântate pricini încă nu erau aici de față. Poate erau în biserică la liturghie sau venea încă prin ograda mănăstirii sau era la parastas. Dar nu e molifta este în primul rând o aducere aminte de păcate, ca omul să-și aducă aminte mai ușor, să se deschidă atunci când se spovedește. Baza și legalitatea plecării spre această pistă a pocăinței prin comunicarea între penitent și duhovnic, care se face prin viu grai, în timp ce preotul dă o explicație la păcatul în sine săvârșit de cel care a greșit, se numește spovedanie sau dezlegare de păcate, spusă chiar din gura Mântuitorului Iisus Hristos. Spune așa Mântuitorul, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, noi am discutat subiectul, dar spune așa, și-a suflat asupra lor Duh Sfânt zicând, ce veți lega pe pământ, legat va fi și în cer, legat de problema păcatelor, ce iertăm și ce nu iertăm, ce dezlegăm, ce nu dezlegăm, și ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer. Deci e o regulă foarte strictă și precisă. Problematica se pune în felul următor. Trebuie să vedem rădăcina tuturor păcatelor. Dacă luăm filocalia, pentru că e aici mai în măsură să ne răspundă, vom găsi mândria. Mândria este soră, în primul rând, cu iubirea de sine, că se naște din iubirea de sine. Noi știm că Dumnezeu nu are imaginații, că le cunoaște pe toate, le știe în asemenitatea lui și le pricepe. Noi, fiind ființe raționale, vii și cuvântătoare, avem imaginație și rațiuni. Cu rațiunea avem puterea alegătoare și înțelegătoare a sufletului, care sunt puteri sufletești. Iar cu imaginația ne putem închipui, da viață lucrurilor. Un pictor își închipui în mintea lui un tablou. Poate a văzut o imagine de apus sau a visat un vis frumos sau a avut ceva, o imagine care i-a creat-o mintea. Și el o poate așeza din penson pe hârtie și spui, domnule, cum ai putut crea lucrul ăsta așa de frumos? Domnule, așa mi l-am închipuit. Deci aceasta este imaginația omului rațional. Nu au decât îngerii și îngerii au avut-o când au căzut la fața lui Dumnezeu. Că Mihail spune, să ne închinăm îngerului mare sfat și Lucifer spune, nu, tronul meu îl pun mai sus de tronul lui Dumnezeu, deasupra munților urmează noapte și am să fiu deasupra celui prea înalt. Și Iisus Hristos îi spune în Evanghelie, am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer. Deci, și acum omul a căzut prin imaginație cu
Ne ducem în Octoih la cântarea 8-a de la cântările învierii și găsim așa. Frumos și bun la mâncare era rodul ce m-a omorât.